Florarii s-au aprovizionat pentru începutul noului an școlar. Vânzările au început încă de duminică și au continuat și în prima zi de școală. Cum v-ați pregătit? Flori frumoase, deosebite. Nu prea avem clienți. Uite o doamnă acum, 30 de lei, doamnă. Vă mulțumesc. Și așteptăm clienți. Am înțepenit și de frig, că nu mai... Prețurile cum sunt? Sunt prețuri foarte bune. Avem la 20 de lei, 30 de lei, cele mai mari 80, 50. Ce se vinde cel mai bine? Astea pe rotund, buchețelele. Cei mai mulți elevi s-au prezentat luni la școală cu flori pentru învățătoare, diriginte sau profesoare. Am la flori pentru noua mea dirigintă. Am trecut clasa noua și abia aștept să văd cum o să fie. Ce ai ales? Am ales un buchet de flori la 25 de lei. Foarte drăguță doamna de la flori. Aglomerat aici? Foarte aglomerat, nu ne place. Pentru cine ai luat florile? Pentru fosta dirigintă și pentru profesoară. Eu sunt la facultate și merg în vizită puțin. A durat mult, e aglomerat la... Da, sincer chiar da. Și vânzătoarele te-au un pic la doi păzește că haideți repede că mai sunt clienți. Pentru fetiță să merg la școală. Ține aici. Ce clasă e? A treie. Pentru doamna dirigintă. Ce ați ales? Un buchet cu mini trandafiri, crizanteme și... Cât a costat? 50 de lei. La piața centrală din Ploiești au fost și florari nemulțumiți. Vorbim despre cei care au tarabele în spațiul închis. Nu prea e bine pregătit aici, că uitați, este alea foarte goală. Avem chirie de 13 milioane și nu știu, și vreo 7-800. Și nu intră nimeni. Eu vând aici, te standu-i gol, eu sunt prima masă. Și am ieșit afară, că nu intră nimeni. Ați înțeles? Reușiți să atrageți clienți afară? Da, păi afară e vânzare. Vrei să te minte? Acum am ieșit de 5 minute și am făcut 2 milioane. Nu trece nimeni pe aici. Și avem 13 milioane pe lună. Cam că rămâneți cu florile? Păi, deja am rămas cu florile, nu vedeți? La piață, prețurile unui buchet de flori au pornit de la 20 de lei.